Bună ziua, dragi prieteni! Mă numesc Natalia Vântu și vă salut din Marea Britanie. Sunt originară din localitatea Răscheiții Noi, raionul Ștefan Vodă, dar deja de 3 ani m-am stabilit cu traiul la Londra. În contextul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie, mi s-a oferit ocazia să-mi exprim opinia referitor la votul diasporei și impactul acestuia pentru soarta Republicii Moldova. Din păcate, se încearcă manipularea opiniei publice în țara noastră, precum că diaspora este cumva paralelă și nu are dreptul să decidă soarta țării. Vreau să vă spun sus și tare că nu este așa. Nouă ne pasă de Moldova, diaspora este Moldova și reprezintă interesele țării. Acest lucru s-a văzut în cadrul alegerilor prezidențiale din decembrie și sunt mândră de concetățenii noștri, diaspora din Marea Britanie, care s-au mobilizat și în ciuda vremii, condițiilor climaterice, au stat ore în șir pentru a vota. Unii chiar au fost obligați să meargă în alte orașe pentru că au fost epuizate buletinele de vot în localitatea în care se află. Vreau să vă spun că nimeni nu a plecat din țară de dragul emigrării. Pentru mine, personal, decizia de a emigra a fost una foarte dureroasă pentru că mi-am lăsat mama în vârstă în țară. De 9 ani, după 9 ani de studii în România, am revenit în 2004 în țară cu scopul de a-mi face o carieră în jurnalism. Din păcate, cum se obișnuiește la noi, am activat în alt domeniu pentru că a fost destul de greu să-mi găsesc un job în 2004, un job care să-mi asigure existența. Astfel am lucrat 10 ani în oficiu, după aceea am hotărât să-mi reintegrez familia și să-mi aduc copilul în Marea Britanie. A fost o decizie foarte grea, ca și decizia multor intelectuali care sunt obligați din cauza sărăciei să-și lase casele și familiile și să emigreze, trecând astfel printr-o experiență deloc ușoară, pentru că majoritatea sunt obligați să treacă de la mapă la mop, cum îmi place mie să spun mai în glumă, mai în serios. Deși Marea Britanie oferă destule oportunități pentru a studia și pentru a-ți echivala diploma, perioada de adaptare este una foarte dificilă. Din fericire, eu am reușit să-mi echivalez studiile pedagogice din România și am reușit să-mi găsesc un job la o grădiniță. Dar credeți-mă că niciun job nu este rușinos atât timp cât îți oferă o stabilitate economică. Vreau să vă spun că avem o comunitate foarte mare de moldoveni în zona în care locuim, de aceea am organizat un concert în cadrul școlii primare în care este elev feciorul meu Alexandru. Am organizat un concert de Crăciun ca să le arătăm copiilor noștri tradițiile noastre, dar și copiilor englezi. Am dansat capra, am colindat și am urat. Astfel am impresionat foarte mult cadrele didactice din Marea Britanie și le-am arătat că avem și noi o identitate națională, avem tradiții frumoase și obiceiuri pe care vrem să le promovăm și vrem să le transmitem și copiilor noștri. În Marea Britanie este o varietate de națiuni, un babilon al limbilor și religiilor, de aceea pentru a ne păstra identitatea națională, noi vorbim românește cu copiii noștri și pentru a ne alina dorul de casă, mergem la așezători organizate de Asociația Moldo-Britanică Vatra. Acum 2 ani am participat și noi cu un grup de copii la una din aceste așezători. Am dansat hore, am colindat și ne-am bucurat de prezența conaționalilor noștri alături, astfel alinându-ne un pic dorul de casă. Din păcate, din cauza pandemiei, proiectele noastre legate de promovarea culturii s-au cam stopat, dar cu siguranță, după ce vom ieși din această perioadă dificilă, vom încerca să restartăm aceste evenimente. Primul lucru pe care l-am pus în valiză a fost această ie, brodată de mama mea, Eudochia Popușoi, care mi-a pus în suflet dragostea față de tradiție și folclorul nostru.
acest lucru mă ajută să rezist și să merg înainte. Eu vreau să revin în țară, dar vreau să revin într-o țară unde sunt respectate drepturile, unde dreptul la liberă exprimare și dreptul de a câștiga existența, de a fi remunerată la justa valoare, unde cetățeanul este pus în centrul atenției. Vreau să votez pe 11 iulie pentru un parlament funcțional, un parlament care adoptă legi pentru cetățean și nu pentru protejarea hoților și criminalilor. În Marea Britanie sunt respectate drepturile cetățenilor și cetățeanul este pus pe primul loc. Vă îndemn pe toată lumea să mergeți la vot pe 11 iulie și să alegem o schimbare, o schimbare spre bine în țara noastră, pentru că suntem un popor cu niște tradiții milenare, suntem un popor care merită să se integreze în marea comunitate europeană, pentru că avem valori spirituale, morale și avem, în primul rând, oameni care pot să o facă, oameni intelectuali, oameni inteligenți care pot să ne facă o imagine bună țării noastre. Vă mulțumesc!